Sărbători fericite sau la mulți ani, pentru că nu se știe când apare acest episod. Este filmat pe 29 ianuarie între Crăciun și Revelion. Am mâncat niște sarmale, niște salată de beof, urmează Revelionul. Mă, Luci, nu mai inducem, e Paștele, cum să filmăm? Da, uite, deci tu, eu sunt în decembrie. Mi-am dat geaca jos de cald ce mi-era. Și am găsit o mașină care fentează impozitul. Daniel e obișnuit cu hibridele, dar el n-a avut niciodată hibrid cu motor de 4x4. Ăsta era modul prin care BMW fenta impozitul la noi în țară acum 10 ani, 11 ani, 12 ani. Nu găsești mașină cu motor mai mare și impozit mai mic din generația asta. BMW Active Hybrid 7, o raritate, o raritate. Și nu puteam să o filmez fără domnul care e fan hibride. Ăsta a fost primul hibrid BMW. Sunt multe premiere la această mașină și sunt foarte rare. Nu știu dacă găsești două în toată România. Așa că, înainte de Crăciun și de Revelion, o să filmăm două episoade, unul pe canalul meu, unul pe canalul invers, unul pe canalul meu, unul pe canalul Daniel, ambele BMW-uri și sperăm că vă plac. Acum, nu mai lungim, mașina cu Luci Popa începe. Dar înainte de toate, hai să vă învăț cum să vă faceți RCA în doar 2 minute. Intrați în App Store sau în Play Store, downloadați aplicația Bolo. Cu ajutorul camerei foto și aplicației, scanați datele voastre și ale mașinii, merge și la persoane juridice. Dacă vreți, puteți să introduceți datele manual, dar e mult mai simplu să scanezi. Primești oferte foarte bune ca și preț, printre cele mai bune, dacă nu chiar cele mai bune din piață. Și apoi plătești foarte simplu cu card, cu Apple Pay sau cu Google Pay. De când s-a inventat Apple Pay, eu nu mai așa plătesc. Deci, simplu, în 2 minute ai RCA la cel mai bun preț cu Bolo. Bun, ia uite, Daniel, ce avem aici. O mașină de daily. Deci asta este mașina proprietarului. A dat, cât a dat? 22.000 de euro pe ea cu 3 ani în pandemie. Active Hybrid 7. Preț foarte, foarte bun. Un preț foarte bun. Acum ce ar fi, s-ar vinde mai scump. A luat-o la 70.000 km. Acum e 140.000 pe acolo. Este factura, o are, 187.000 de euro. Când primul a fost proprietar. Da, primul proprietar și el e al doilea. Asta a fost. Într-adevăr, o să mai are câteva mici, mă rog, mai mici sau mai mari defecte estetice, dar în ceea ce privește mecanica, omul a pus-o la punct. Fun fact, care era codul acestei generații? Mai ții minte? F01? F01, long wheelbase era F02, versiunea blindată era F03, însă multă lume nu știe că versiunea asta hibridă avea codul F04. Deci asta este o mega, mega raritate. Și asta e pre-facelift, e 2011 mașina. La facelift s-a renunțat la motorul V8 de sub capotă și s-a făcut 3.0, pentru că au apărut Active Hybrid 5, Active Hybrid 3 și atunci au unificat paleta asta de motoare. Dar ăsta este primul hibrid BMW și multă lume nu știe despre el că de fapt este un mild hybrid. El scrie Active Hybrid pe el și aici au mai căzut din litere Active Hybrid, vezi? Dar el era de fapt un mild hybrid pe 12V cu un motor electric băgat între cutie și motor, exact cum găsești la mild hybridurile actuale. Însă, la vremea respectivă, era mare găselniță. Da, să vezi. Și de aici BMW a trecut direct la plug-in hybriduri, adică n-o să vezi BMW full hybrid adevărat, a trecut direct la plug-in hybriduri. 2011 mașina, așa. În spate îți dai seama că e versiune cu motor puternic pentru după care, evacuări. După evacuări, da. Dreptunghiulare. Dreptunghiulare. Și sunt și duble. Și duble. Ia stai să le și arătăm. Pentru că sub capotă era monstruozitatea aia. Consumul în oraș, proprietarul zice 12-13. Noi erau pentru 465 de cai V8. Numai cât durează să se încălzească motorul. Da, exact. Jantele sunt de iarnă, așa a găsit proprietarul, trebuia să fie pe 19 cu 245 pe față, 275 pe spate și a găsit de seria 7, s-au pus astea și pe seria 6. Da. Și la generația asta erau vreo 3 tipuri de suspensii, erau adaptive cu bare stabilizatoare sau cum e asta, versiunea de top, care avea perne pe spate, care sunt destul de scumpe dacă cesarul cu care ai venit tu are perne.
Da, integral. Pentru că la GT-ul, 640 de GT, erau full perne. Dar aici încă erau... Rezervorul avea vreo 80 de litri, știi? Deci... Without AdBlue? E, păi da, e benzină, ce să... Da, hai să vedem așa un pic... Deci parbrizul a fost schimbat, are o daună pe car vertical, parbrizul a fost schimbat și imaginează-ți că vezi mașina asta cu daună de 6.000 de lei. Asta e parbrizul. Și e ieftin. E ieftin? Zici tu că e ieftin? La o mașină de genul ăsta este o piesă consumabilă, aș putea să spun. Da. Pentru că cine cumpără o astfel de mașină nu o să meargă niciodată cu viteza legală, respectiv în Germania. Și inclusiv acolo viteza lasă urme. Da, lasă. Am văzut o mașină de Germania adusă, avea parbrizul sablat de la viteză și ăsta l-are un puțin. Vezi? Da, proprietarul, se vede în soare. Proprietarul recunoaște că merge destul de tare cu mașina. Eu știu pe cineva și sper să filmez mașina asta, un S-Class cu 400.000 de kilometri. Proprietarul, odată la 2 ani, schimbă bara față, schimbă farurile, schimbă parbrizul, că sunt sablate. Face numai Germania-România, Germania-România, Germania cu S-Class-ul. S-Class, S500 V8. Sper să pot să... Și are același motor. Ce? Tot mașina respectivă, nu? Are același motor? Nu, motorul e același. Motorul e același, revizii la timp, omul e... Pentru că o mașină care merge pe distanțe lungi, constant, cu revizii făcute la timp, da, uzura mecanică internă e mai mică decât la o mașină care are 200.000 de kilometri făcuți în România cu start-stop, cu semafoare, da, cu depășiri, cu opriri, cu accelerări bruște, cu alimentări de combustibil neconform, cu revizii când își aduce proprietarul aminte și tot așa, și cu consumabile de calitate îndoielnică. Reviziile la mașina asta se fac la 5.000 de kilometri, deci proprietarul schimbă uleiul la 5.000 de kilometri ca să fie sigur, are un regim de mers destul de alert cu ea și atunci are grijă. Vedeți că na, s-a luat un pic vopseaua pe bară. Farurile, într-adevăr, sunt sablate. Sunt sablate. Dynamic Xenon era ultima variantă de Xenon pe BMW, că la facelift la asta s-a trecut pe LED-uri, dar aveau semnalizările pe LED, știi? Dar astea sunt ultimele Xenoane. Când o vezi așa, e, pare un slipper, știi? Adică e un seria 7, cât să aibă? 3.000, tragi diesel, da. Că e diesel, că e benzină, 3.000, cât să se miște asta? Dar pe de altă parte, doar dacă te uiți atent și vezi că are un plus colo, un plus colo, un plus colo și dacă te mai uiți în interior, mai vezi un alt plus, mai night vezi vision-ul. Night vision-ul cu tot cu spălător. Da? Da. Eu, sincer să fiu, ce aș face eu? Ce faci? Acum nu știu dacă se mai poate remedia, dar aș fi protejat-o cu o folie pe care folie, să o înlocuiesc, da, periodic. Nu știu cât de inclusiv des. Inclusiv da, astea trebuie ori schimbate, ori mega recondiționate, dar nici cu un polish nu cred că le mai scoți la noi. Și după aceea pusă folie. Dar, na. La E46 se putea înlocui toată acest plastic. Da. Carcasa de plastic, da. Da, erau doi producători. De la E91 în sus n-au mai făcut. Eu am pe canalul meu cum am recondiționat farurile. Da. Și poate fi identificat acolo. Uite o chestie rară. Da. Ăsta a fost primul BMW care a avut camere laterale și de ce a avut... Bolțuri. Hai să, și chiar era la era un filmez de marketing și spunea pentru ce, că ai botul atât de lung încât trebuie să vezi dacă vine cineva. Deci asta era camera ca să vezi dacă vine de cineva siguranță. Din lateral, da, de siguranță. Pentru că dacă ne uităm aici, vezi, mai avem camere și aici. Da. Acum n-am mai văzut în ultima perioadă la modelele noi camere așa. Dar vezi tu, e și o cameră destul de expusă. Ea e cumva în adâncime și dacă vezi e cumva montată, nu e chiar paralel cu linia mașinii, e puțin în exterior, câteva mici, în interior, pardon, câteva mici grade, pentru că ea trebuie să filmeze cumva wide. Uite, și astea care la BMW-urile mai ieftine se coc în timp de la soare. Vă că soare și soluțiile de spălat, care atacă... Da, uite, vopseaua în sine are, e un metalic foarte frumos așa dacă te uiți în soare, știi? Midnight, nu știu cum se numește. Vopseaua? Da, cred eu. La codurile de culoare de la BMW n-am fost niciodată expert. E o mașină care, dacă nu e soare, pare neagră și în soare pare acest indigo. Da, e, fii atent. Da, uite. Ideea era că unde o lași, acolo stă, știi? În și gheață. Vezi, are un motoraj ajutător. Hop,
Exact ca la modele foarte scumpe. Și fii atent aici. Până deschizi tu capota. Păi nu, că trebuie să mai tragi o dată. N-am, am tras de două ori. Gata. Niet. Ia închide-o de tot. Gata. Gata. Ce mai vreau să, ce mai vreau să mai punctez? Fii atent aici. E soft close pe stil vechi. Soft close-ul pe stil vechi se închidea repede. Știi, soft close-ul pe stil nou, o pui, aștept jumătate de secundă, după aceea se închide ca să nu-ți prindă mâna sau... Da, un sistem... O haină ceva. De siguranță. Ei, 4.4 V8, benzină, 465 de cai combinat, că el are, el dezvoltă 450 de cai putere. Cât crezi că e impozitul la mașina asta? Ar trebui să fie undeva la vreo 2 milioane? 380 de lei. Dublu. Da. 380 de lei și noi plătim pentru 2 litri. E progresiv, pentru că eu am încercat să mă raportez cumva la Prius, unde la 1800 cm cubi plătești 10 lei. Da, pe cuvânt. 10 lei că s-a scumpit, că înainte 10 lei era, că s-a scumpit, era da. 8 lei înainte. Da. Și, dar tot ce sare de 3000 e cotă fixă plus procentual la o anumită sumă de centimetri cubi. Da. Și din cauza asta e greu de știut pe de rost. De 0 de la 2.7, după aia după 3.000 e complicat. Dar sunt curios dacă Sren de la M539 Restoration o să prindă vreun motor de genul ăsta. Au fost niște motoare nu neapărat destul de păcătoase, dar pretențioase. Ca idee. Și ăsta avea probleme cu distribuția. Proprietarul a schimbat distribuția, 1000 de euro piesele, 1000 de euro manopera. Asta e distribuția. Pare logic. La fel, aveau probleme cu garniturile. Proprietarul a desfăcut motorul, a schimbat tot ceea ce a însemnat garnitură. Deci n-a existat garnitură să nu fie schimbată la motorul ăsta. Două vase de expansiune și ăsta a fost primul Hot V din lume. A fost primul motor V, în V, e la 90 de grade, care avea turbinele în interior și admisia pe exterior. Primul Hot V, primul motor, dacă nu mă înșel, BMW cu injecție directă. Știi, la fel, avea probleme cu depunerile. Știi? Adică a fost un motor destul de pretențios. Mulți se plâng de ele prin America, dar dacă știi să le întrebi, bine, asta nici nu are kilometri foarte mulți. Da, dar scurgeri în America de ulei... ce combustibil au și în al doilea rând, neavând... autostrăzi, da. Adică de fapt au autostrăzi, la viteza maximă e foarte mică, dacă nu mă înșel 110 e la ei pe autostradă. Da, 110 e la ei pe autostradă, da. Pe când... Săracul motor, dacă mai pui și o benzină proastă, ce arderi să aibă corespunzătoare? La 100 zicea proprietarul că îi dă a treia, știi? Asta a fost printre primele, deci șeptarul ăsta a fost prima mașină cu ZDF 8HP pe 760, după aia l-au pus și pe ăsta, știi? Pe... n-are alternator, care are starter generator pe 12V, e un mild hybrid destul de avansat la momentul respectiv. Dar slab la momentul actual, pentru că acum, deși mai găsești Suzuki-uri pe 12V, majoritatea sunt 48 și mai găsești așa rar cât un mild hybrid din ăsta pe 24V. Motorul electric era încărcat să cutie între cutie și motor, 20 de cai, 210 Nm și nu are start-stop. Culmea. Există acum mild hybrid-uri cu start-stop. Ăsta are un start-stop activ, să-i spunem așa. TRV. Adică o oprește ea pentru că vrea ea să funcționeze în acel regim și în momentul în care te apropii de stop, motorul se oprește cu totul și la plecare are un mic lag, știi? Adică îi dai pedală, pornește motorul electric, pornește motorul termic, după aceea, adică motorul electric pornește, starter generatorul, că de asta e starter, pornește motorul V8 și ai un lag de jumătate de secundă până pleacă mașina cu totul. Așa, 465 de cai, evident că dacă tu vrei poți să-i faci soft, să o duci în... Da, dar e o limuzină. Da. Nu o iei să faci liniuțe. O iei să te ducă din A în B într-un confort și într-o liniște deplină. Și adevărul ăsta e că ai liniște deplină în șeptar. Și 465 de cai putere, 700 Nm, 100 în 4,9 secunde, limitată la 250. Niște performanțe similare cu ceea ce găseai pe 750, doar că era consumul redus, ziceau ei, cu vreo 20% față de un benzinar. Și garantez că în oraș chiar te ajută, știi? Plusul ăla electric acolo mai ia din stresul motorului pe benzină. Și nu, consumul pe accelerare și la pornire. Pe accelerare, da. Deci 12-13 spune proprietarul că soția a realizat și un consum de 8-8 cu ea. Știi? Dacă... În concluzie, cine zice că doamnele nu sunt șoferițe? Da. Ăsta n-are buton de start-stop, că nu...
E foarte rar să vezi un... Cred că nici 760 nu avea start-stop pe el. Dar, într-adevăr, ZDFOP HP-ul, printre primele iterații ale sale, avea o versiune mild hybrid. Evident. Și asta are tot două baterii? Ar trebui să aibă, da. Nu, asta are trei. Deci, hai să vedem. Hai să vedem în spate, că aici e toată șmecheria. Da. Bateria și culmea. Da, bateria de tracțiune între ghilimele era aici. Știi? Da, și iar acum pentru cei care sunt hateri la cu privire la Lexus, ia uitați-vă la GS450H, ce spațiu are în portbagaj și nu cumva pare chiar mai mare decât ăsta. Asta are 460 de litri, nu știu cât are GS-ul. Dar bateria era litiu-ion destul de mică, adică 0,4 kWh, e cât un mild hybrid de motor de un litru în ziua de astăzi. Și era foarte ușoară când era doar 27 de kg. Oho. Bateriile din ziua de astăzi cântăresc mai mult, știi? Și într-adevăr, portbagajul e un pic mai mic, dar nu foarte mult. E. Motorul, adică startup generatorul și cu bateria, au fost recondiționate. A costat 600 de euro. Da. Nu a știut să spună proprietarul dacă a schimbat vreo celulă în baterie, doar s-a dus cu mașina, a dat banii, știi, și începuse să-i facă probleme, să-i ardă calculatoare, știi, și atunci s-a dus cu ea la recondiționat, și că sunt doi oameni în România care fac baterii de astea de active hybrid, știi. În rest, arată ca un portbagaj normal. Încă se mai puneau portbagaje deschise la culoare pe vremea aia. Și nu neapărat de calitate. Da. Pentru că privește această pâslă, indiferent dacă a trecut sau nu a trecut timpul, ea în care perii vii. Da. Chiar dacă mașina e de ceva vreme în România, nu a... E de 3 ani în România. Și, repet, este mașină daily. Scuze dacă are aici trusa. Da. Îi mai lipsește cârligul. Cârligul, da. E cu Sky acolo. Da. E cu Sky. Antifurtul. Ia, să vedem. Lăsați în comentarii dacă știți la ce folosește asta. Da. Da, mă, normal. N-avem voie să spunem noi, nu? Da. Sau, hai, lăsăm în comentarii să spunem, ca să nu zicem. Și dacă mai știți ce este obligatoriu să ai în Germania, două lucruri. Și acum spunem noi. Zic. Vesta trebuie să fie în interiorul mașinii, nu în exterior, pentru că atunci când te dai jos pe autostradă și trebuie să fii deja echipat, da, corect. Da. Și în al doilea rând, un dispozitiv care are două roluri. Taie centrala de siguranță și are și rol de ciocan să spargi geamul când ești răsturnat. Dacă supraviețuiești, bineînțeles. Doamne ferește, nu? Da. Și evident, portbagaj soft electric. Close. Da. Și deși aveai semnalizare cu LED, aveai stop cu LED, da, aveai marșarier cu bec și aici ață tot cu bec, știi? La ea. Da. E o mașină interesantă. Tot pe spate, așa. Nokian, inventatorul anvelopei de iarnă. Și pe față n-am văzut. Niște chinezisme. Minerva. Proprietarul 2021. Mi-a spus că mașina, deci, pierde aderența, e nervoasă, știi? Îl credem pe cuvânt, că na. Când ai atâta putere și atâta cuplu. Dar, na, între un 730 de și asta, bine, într-adevăr, astea sunt mai rare. Dar totuși, prețul a fost bun, 22.000. Nu bun. Excelent. Dar făcând, mai adăugând recondiționarea bateriei, garniturilor și tot distribuția, ce e, da. Oricum îți iese prețul bun sub 30.000 de euro. Sub 30, da. Iar la 30.000 ce poți să iei decât un diesel obosit în această clasă? Gat. Hai să vedem și interiorul. Hai în spate întâi, hai să începem cu spatele, că mașina asta era totuși făcută pentru spate. Se vede că este varianta, long chiar dacă base. Este Active Hybrid Long, să spunem așa, tot F04 avea codul, știi? Ho, ho, ho. Mașina vine cu keyless. Ai de cap. Deci mie îmi place un interior deschis la o mașină, știi? Hai să arătăm și cheia. Ia, ține puțin, Daniel, arăt ca să filmăm și cheia. E o cheie tipică pentru anii aceia. Rolls-Royce Ghost avea tot aceeași cheie prin 2010-2011, cred că în 2012 au schimbat-o. Da, cu buton programabil, cu portbagaj, cu cuiere de scuiere, o cheie normală. Oricine a avut F30 știe genul ăsta de cheie. Dar cu da. Pernuță la picioare. Da, da. Dar uite cât loc. Da, doi de Luci Popa intră. Intră fără probleme. Ia să vedem. Uite, o altă chestie la BMW-urile din generația asta. Mânerul era aici, da. Și nu-l vedeai la prima vedere. Ei, și pe față, că na, cine a deschis ușa în față a deschis-o mai des. Cauciucul ăsta de aici e mâncat ca la E90-uri, ca la... Ia uite, oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară.
aici luminile care au destul de frumoase. Și o cotieră... Fii atent. Schise. Frigider. Wow. Frigider cu pahare, cu cola. Și eu văzut în sticla de lângă. Da, dar suntem cu mașina, nu putem. Știi, exact. Tot așa, tetieră de cobora. Perdeluță. Perdeluță, evident, electrică. Ok, ia să vedem. Mamă, dă-te naiba. Gândește-te că denied. În 2011 deja a apărut iPhone 4. Știi? GSM, cartelă, Bluetooth. Știi? Și ăsta este un suport care este, îl poți schimba. Da. Păcat că nu am mașina prietenii mele, că aveam un suport de... Aici nu știu dacă era iPhone 6 sau se... Nu știu dacă aici este vorba de... nu știu, dacă era un suport pentru altceva sau dacă pur și simplu... Na, spuneai mărunțișul aici. Dar îți dai seama, mărunțișul la proprietarul... Reglajul spătarului. Fabulos. Și evident că poți tu să-l lași pe spate. Ia, aveai și pernuța aici. Deci, asta n-a fost... Totul se... Da. Modulează pe pasager. Fantastic. Ia, și aveam și... Ca pe... să arătăm unde... Și lombar avem. Unde atinge lucii. Și lombar și suporturi de pahare. Și evident, dacă ridici ăsta, mai aveai un al... cincilea loc, da, al mașinii. Hai. ISOFIX pentru scaune de copii. Doar că trebuie inserat ăsta. Da, trebuie inserat, nu o să-l băgăm. Foarte... Climă în spate, priză 12V. Evident, fiind o mașină din generația aia, nu o să vezi USB-uri prea multe în mașină. Miram aș dacă are unul în față. Dar scaune încălzite, climatizare automată, aici plăsuțe și, într-adevăr, chestia asta pentru picioare să stai. Dar eu n-ajung la ele. Dacă îmi dau scaunul cât de în față se poate, oare ajung? E ceva... Ador până să ajung. Da. Memorii la scaunele din spate, scrumieră și... Perdeluța. Perdeluța, dar cred că trebuie să ai contactul pus pentru perdeluță. Că nu e contactul pus. Dar gur de ventilație și pe acolo, cârligă aici, cârligă aici. Da, un plafon gros. E burete aici, e gros. E fabuloasă mașina. Etanșat corespunzător. Da. Gata să se ia de gât cu S-Class. Cu S-Class-ul. Hai în față, hai să arătăm un pic și interiorul față. După aia mergem la condus. Pragurile le-am arătat eu cu Active Hybrid 7. M-a rugat Daniel să arăt capitonajul din spate și buzunarele astea imense. Deci efectiv sunt imense. Da. Și mocheta în sine e groasă. Jumate de deget. Grosime. Asta a fost, într-adevăr, mașină. Și multă lume nici nu știe că a existat. Deci keyless, evident, dar, mă rog, e Daniel cu mașina deschisă. Și piele adevărată, nu vinilin. Da, asta nu... e piele adevărată. A făcut cute, este piele adevărată. Și hai să arăt aici, un pic, dar nu știu cât de bine se vede, e mâncat un pic aici cauciucul ăsta. Îl găsești destul de ieftin, nu e ceva super, super scump. Memorie și de aici controlai și scaunele din dreapta. Din nou, perdeluțele, aveai toate funcțiile. Și aici, știi, butoane, 3 butoane, 4 butoane. 5 butoane. Lane Assist, Head-Up Display și Night Vision, butoanele aici. Cu farurile pe auto, ceață, tot, bord computer. Și volanul de BMW. Știi ce îmi place la mașina asta? Că nu are pachetem. Și nu știu dacă a existat Active Hybrid 7 cu pachetem. Dar știi că acum există 530e e-performance M-Sport. M-Sport, da. O să apară unul pe canal la mine. Am văzut eu 114i M-Sport BMW. 114, da. F20 pre-facelift. Dar are 102 cai și există 114D cu 95 de cai. Da. Totul electric. Da, inclusiv suport lombar. Deci tot felul de... Uite, se aud pernele din ea. Ia, hai să o pornim să arătăm lucrurile prin interior. Asta fiind un mild hybrid, în momentul în care o pornești, pornește direct V8-ul. Știi? Nu pornește. Dar uite, știu, eu nu ajung. Nu ajung, e vechi, nu. Mă întind cât de mult pot. Și acum eu trebuie să ies din mașină ca să închid ușa, știi?
ce vreau eu acum, nu, nu o să o întoarcem, că... Ia uite, display-ul cu bateria și motorul. Da, asta e o chestie foarte rară la genul ăsta de mașină. Ține tu camera să vedem ce mai putem să mai arătăm noi pe aici. Deci efectiv eu n-ajung la pedale, n-ajung. Urmează la reglajul. Și nu ai mod eco pro la asta. Culmea, știi? Că deja modul confort, poți să spui că e eco. Totul se reglează electric. Și avem active hybrid aici. Vezi, unde la alte BMW-uri aveai partea de regenerare, că și asta are regenerare, doar că are regenerarea în bateria ei. Rezervorul de 80 de litri este plin. Sperăm că nu o returnăm cu el gol. Și altă chestie, la varianta asta aveam cutia standard fără padele. Deci nu există cutie sport cu padele la Active Hybrid. Cumva, deși ea e mega performantă și rapidă, n-au vrut să o ducă în zona, în sfera asta de sport. S-au gândit la chestia, domnule, e hibrid, trebuie să meargă economic, hai să nu-l stimulăm să facă reprize. În afară de un Apple CarPlay, mașina asta nu este cu mult mai prejos față de o mașină modernă. Gândește că are Lane Assist, Night Vision și Head-Up Display. Este că la regeu acum Head-Up Display. Aia cu Night Vision nu au, n-o să aibă multă vreme multe mașini. Da, și camera pentru... Stai, nu spune încă centura, că vreau să mai arătăm aici la interior. Nu, apropo de interior, chiar vreau să spun, dar începuși tu. Da. Nuanța de culori, e aleasă foarte elegant. Da. E rară. Eu n-am văzut multe șeptare care să aibă plasticul ăsta moale aici. Știi? Într-adevăr, cred că are Hi-Fi pe el, n-are vreun Harman Kardon pe el. Dar, sunt subwoofere sub scaunele față. Da, deci le-am văzut. E Hi-Fi-ul. Nu are start-stop, pentru că na, e varianta hibridă. Climatizarea, evident, automată. Și ia fi atent aici. Și ce auzim noi, ăsta e motor sunet real, nu sunt boxe. Da, da, da. Motorul ăsta e puțin, nu-l mai lăsăm un pic. E aproape de 90 de grade. Ia. Dar vezi că mașina e antifonată, e... Nu, dacă... și sunetul vine de unde trebuie. Da. De sub capotă, nu din boxe. Stai pe sport, știi? Parcă acum vezi cum se mișcă mașina. Da, e ceva să mergi. Fun fact, vezi BMW-ul ăsta de aici cu grilele astea, nu știu cum să le spun, ascuțite. Nu știu de ce nu mai apare acum. Uite, vezi? Asta au pus-o, e și pe X1 din 2018-19, aceeași mașinuță trecut acolo, același, la modurile de rulare. N-avea vreo schemă cu gurile de ventilație, cum găsești la alte, nu știu, mașini, Phaeton sau alte drăcii A8-uri. Dar era destul de funcțional totul. Nu era... Uite și camerele. Vezi camerele laterale. Asta e în parc. Așa e în spate, rear view camera. Bă, pentru 2011, gândește că mașina asta a apărut la final de 2008. Și asta înseamnă, gândește, de la apariție, cât în urmă trebuie să mergi pentru concepție. Da. La păi care se adaugă 2000... și testatul și... Deci dacă faceliftul la E65 a apărut în 2004, imediat în 2005-2006 s-a apucat de ea. Deci asta a fost... E să mai vedem. Era Bengal la ei? Nu, asta e desenată de Karim Habib, care a desenat, printre altele, un concept Mercedes. Asta nu avea nicio legătură cu Bengal. Și după aceea, Karim Habib acum e designer șef la Kia. Deci cine a făcut mașina asta? Cine a desenat-o? Ia, vreau să văd vehicle information, dacă putem să arătăm ceva. Onboard computer. Onboard computer, journey computer. Ăsta este 13.6 pe ultimii 9.000 de kilometri. Bă, nu e rău pentru dita mai V8. Exact. Viteză medie 45, măricică. Pentru frecat în oraș. Da, și așa. Și aici... 16.6. Da, bine. Search by pictures, dacă vrei manualul utilizatorului, să vezi ce face fiecare. Quick reference. Aici, dacă vrei... Știi, bă, ce face cheia, ce face fiecare buton în parte. Și dacă hybrid. Mergem la meniul de hibrid, e un mirroring la cel de dinainte, știi? Mai sus, acolo. Da, hybrid mode usage. Cât ai regenerat, cât ai folosit. Astea nu găsești decât pe Active Hybrid 3, 5 și 7 și pe Active Hybrid X6. Și, evident, celebrele sport displays. Asta poți să o schimbi din kilowatts în care ai putere dacă te duci la unități, știi? Dar asta a fost, cred că, prima... Uite, vezi, nu ți apare, de dacă ești mers. A, uite, vezi?
se pare că... Cine pune, va pune în mișcare? Da. Apropo, și nu există Active Hybrid X-Drive. Doar spate. Doar spate. Deci asta e într-adevăr o mașină care te mănâncă dacă... Hai să arătăm repede. Locurile de depozitare. Da. Te aștepta să fie aici un al doilea torpedo. Da. Dar de fapt e airbag-ul. Da. Aici e airbag-ul și aici e DVD changer-ul, CD changer-ul, tot felul de alte drăcii, torpedoul, tot și el capitonat, micuț. Și uite USB-ul unde e. Stai că la region. Îi dau eu un pic de zoom. Ia, hop. Uite-l. USB-ul mașinii, ca să poți să asculti muzică la calitate mare. Fun fact, la astea, la iDrive-urile astea, 5, că ăsta e 5, dar cred că și la 6, puteai să conectezi un telefon și să citești muzică direct din harddisk-ul telefonului la o calitate foarte mare. Adică suporta fișiere lossless, dacă aveai sistem de sonorizare ca lumea. Torpedoul ăsta, cotiera se poate închide cu cheia, aici un suport de telefon, încă un, de fapt nu e, ăsta nici măcar nu e USB, este AUX. Aici nu știu ce apare. Ba da, uite USB-ul. Mai era un USB aici. Da, doar că era protejat. Aici nu mai vezi USB-uri. Acum nu mai vezi USB-uri protejate. Ca să nu intre praf în el. Da. Și AUX și tot. Și un contact la Tesla. Așa. Și aici, da, mă rog, suporturile de pahare, dar asta mai vreau să mai arăt. Aici o priză de 12V. Ascunse bine. Deci dacă le ai pe toate închise, mașina chiar e destul de elegantă. Auto hold, sport, SPO off. Dacă pui pe Sport Plus, e SP-ul parțial decuplat. Hai să dăm șotură cu ea. Și să mergem. Acum suntem cu ea pe confort. Uite și rivalul său. Mai actual, da. Sunt curios dacă e diesel sau e benzină, că e 500. Avea legitimație de presă. S500 formatic. Așa. Uite. Mergem cu 40 și ceva la oră, 1000 de ture, pe confort. Motorul nu se aude. Nu. Nu se aude, nu. Au doar anvelopele față. Da. Anvelopele, na, care sunt de iarnă, sunt un pic tocite. Erau 2021. Da? Era 2021. Cele de pe față. Cele pe spate nu am apucat să văd tot. Dai seama că dacă se merge tare cu ea, e și o mașină grea, are 2 tone, 150 la gol, adică fără nimic. Fără șofer și benzină. Da. Maximă, masă maximă autorizată, 2 tone 700, deci 2 tone 660, dai seama, la 2 tone 700 s-a deschis reprezentanță AutoCZN aici, Sangyong, la Craiova. Ia să vedem, deci unde ești tu? A, mi-a schimbat de la 1200, mi-a schimbat la 1000 de ture. Deci nici nu ia. Ce treaptă e acum? Era deja într-a 6. Într-a 6. Da. Și merge și a 7. Și merge și a 8 la 1000 de ture. La ZF merge. La ZF merge, da. Ia să vedem. Pe confort. Și apare boost acolo. Vai de capul meu! O chestie interesantă la asta. Fiind proiectare 2006-2007 și produsă pe la sfârșitul 2008, încă aveau direcție hidraulică la ea și încă are feeling. Feeling-ul ăla de BMW în ea, da. Se simte destul de interesant, de Cadillac. Da. Am testat și eu unul. Știu, alb. Da. Cipriana ta era în dreapta. Cine, Ciprian? Nu, prietena ta era în dreapta. A, prietena mea era în dreapta, da. Să vedem, aici avem trecere de tren. Atâta ne-a rugat proprietarul să nu plecăm brusc de pe locul ea, da? Nici nu. Ia, să trecem pe un sport. Uite ce răspuns are. Asta e V8-ul de... Ei, și ce mi-a plăcut tot timpul la BMW, la schimbătoarele astea sunt foarte ergonomice și poți să... poți să schimbi foarte natural treptele de viteză, chiar dacă nu ai padele. Fost cu un F30 până în Germania și când aveam nevoie să schimb, bam, bam. Și totul e fix unde, fix la mână, unde ai tu nevoie. Ergonomia postului de conducere la BMW-urile astea... Mamă, grohăie. Grohăie și vezi ceva, are inerție, adică iei picior de pe accelerație și ea... Parcă încă... Păi e grea. E grea, da. Are inerție.
Asta s-ar fi bătut cu, opa, au asfaltat aici, au asfaltat. S-ar fi bătut cu S8-ul din generația aia, știi? Mamă mia. Da. Și nu știu dacă BMW a vrut să facă un experiment cu active hybrid-urile, pentru că au trecut după aceea direct la plug-in hybrid-uri. Destul de interesant așa. N-au mai făcut full hybrid-uri, au trecut din mild în full în, în plug-in. Mamă, dar mașina e... Nu cum, de BMW nu în 2012 a inițiat parteneriatul cu Toyota? Ba, pe acolo, prin vremea aia, dar... Că eu parcă așa țin minte că le-au băgat pe gât dieselurile de 2 litri. Da. Și au luat tehnologia hibrid de la ei. Da, da, au, ei au... BMW a mers pe, pe partea asta de plug-in cumva. N-am văzut să existe. Deci cum crește, cum crește acul de la vitezometru și e ac din ăla fizic, e ireal. Hai să o trecem pe confort, că văd că aici n-au asfaltat încă. O trecem pe confort. Și are perne doar pe spate. Da, multilink pe spate, double wishbone în față. Vezi, 147 de kilometri. Un ușor tremurat, dar nu simți că ai merge pe pietriș. Da, 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 nu. Foarte late și anvelopele, dar da, și suspensia gândită pentru confort. Era mitul ăsta că la BMW, dacă ai X-Drive, trebuie să fie jantele de aceleași dimensiuni, dar nu e chiar așa. Dacă îți luai un șeptar X-Drive, n-aveai un F01, F02 din ăsta, că F04 n-ai existat niciodată X-Drive, n-aveai jantele de aceeași dimensiune. Da, într-adevăr, sunt late, 245 față, 275 spate. O diferență consistentă. Păi, nu știu, mașină de... urmează să facă 13 ani. Ea e iulie 2011 mașina. Uite, nu știu, pe drum. E bine că mergem pe un drum din ăsta, pentru că, uite, na, mărim viteza de la 20 la 30 și nu avem nici cea mai mică problemă. Nu cred eu că un X5 din generația asta era la fel de confortabil. Eu am mers pe aici cu... ce am mers? Cu alte mașini. Știu cum e drumul ăsta. Acum regenerează și boost-ul nu ți-l dă decât atunci când îl ceri, știi? Adică să accelerezi un pic mai tare. În rest, bateria, uite, se încarcă. Dacă eu accelerez ușor, vine doar de la motor, nu vine și de la baterie. În momentul în care accelerez mai tare, dar nu e cazul acum, atunci vine și boost-ul hibrid. Acolo te ajută. Dar bine, la modul cum accelerez eu acum, doar o țin constant din pedală și atunci n-ai de ce să folosești aportul ăsta electric, oricât de mic ar fi el, pentru că mașina merge într-o plajă oarecare, o plajă de eficiență bună, știi? Un randament bun la turație, la 1000 de ture, știi? Da, cred că sistemul, nu știu dacă e făcut să mergi doar pe electric măcar un metru. Nu, nu, e mild hybrid, nu merge deloc pe electric, dar ai boost-ul ăla, știi? Adică, uite, acum că aici i-am prins asfalt, aici ai boost, vezi? Și acum pleacă și curent din baterie către roți. Către roți, da, e un asistent din ăsta. Și o versiunea normală, deci au fost așa, versiunea de 750 cu V8 avea 600 Nm, 407 cai. Și pe facelift au pus 450 de cai, adică versiunea de pe motorul ăsta cu 650 Nm. Deci ăsta avea 650 Nm și 210 de la motorul de la starter generator, dar împreună nu se adună aritmetic și împreună dezvoltă 700. Probabil că atât ducea cutia la vremea respectiv. Adică nici până în ziua de astăzi BMW n-a pus mai mult de 750 Nm pe cutia asta, indiferent de motorizarea pe care a pus-o. Pe 8HP. Uite, avem asfalt pe o parte și ceva pe partea dreaptă. Ceva pe partea cealaltă și nu simți. Dar din nou, asta e versiunea cu perne pe spate. Și parcă se simte cumva puntea față un pic mai rigidă decât fața, dar nu e mare. Oricum, scaunele sunt confortabile, nu cred că ai vreo problemă de confort sau ceva. Ia, bum. Uite o mașină foarte rară cu care mă Kia Shuma. Kia Shuma, cu care mă duceam eu la școală când eram copil, aveam o colegă, Tasu, avea Kia Shuma de asta. De seama, nu știa nimeni ce e aia. Nici măcar în revistele auto ăștia nu testaseră Kia Shuma, dacă îți vine să crezi. Când eram eu copil. Să măcar Sport Plus.
pedala destul de consistentă. E... Wow. Acum mai mergem pe centură să vedem dacă putem. Uite, asta e realitatea românească în 2024, știi că na, episodul ăsta nu știu dacă apare în 2023. Asta e realitatea românească în 2024. Șeptar V8 cu impozit 380 de lei și căruță. Dar nu. Vezi, dacă o ții din punct de vedere mecanic bună cum e asta, eu zic că poți să-ți faci treaba cu ea. Totuși, mie mi-ar părea rău un pic de motorul ăsta să merg doar în oraș cu el. Uite, direcția e grea, hidraulică, știi, și simți. Citește asfaltul destul de bine. Ia să vedem, hai un pic, Sport Plus, manual. A doua. S-a năfut, ăsta nu e plană. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Wow. Și simți. Uite, avem viteze de autostradă acum, vezi? Cam așa e, se auzea în ea. Avem un mic tremurat, cred că e de la jante sau de la anvelope, da. Cutia schimbă lin, nu simți niciun tremur. Știi? De obicei uleiul la motor se schimbă undeva pe la 10.000. Uleiul din cutie e recomandat pe la vreo 60.000. Nu l-am întrebat pe proprietar dacă a schimbat uleiul în cutie. Iar dacă a pus un pic mai tare, deci vezi, ai regenerare mică fără să apeși pe pedala de frână, dar în momentul în care apeși mai tare pe pedala de frână sau apeși pe pedala de frână, punct, regenerezi mai mult. Mai mult, da. Ia. Patra, uite, a patra. Deci urcă și nu se mai oprește. Dai seama pe autoban cu asta. Și da, da, toate erau limitate la 250. Asta cumva, deși se simte direcția grea, mașina mare, destul de grea, adică șeptarele noi se simt un pic mai ușor la condus decât asta. Dar toate BMW-urile se simt mai ușor la condus. Astea noi. Da. E, asta cumva te ține conectat, te ține treaz, viu, știi? Trebuie să gândești un pic înainte să... Wow. Trebuie să gândești un pic înainte să... mergi cu ea, știi? E ceva, e... Și, uite, am intrat pe un drum din ăsta nou. Deci nu, parcă suspensia nu știe ce. A, tot enervant, da? Ca să oprești semnalizarea, te-ți dai în aceeași direcție. Hai, treci la volan. Deci în bord apare start-stop, doar că ea n-are buton de start-stop, face totul automat. Nu știu dacă se poate neapărat dezactiva, dar la modelul ăsta nu cred că se poate dezactiva, fiind totul în cutie și depinzând. Ia. Nu, pleacă, pur în drive. Automatic start-stop deactivated. Engine-ul la un start, if necessary, press the start-stop button to engine. Gata. Și am plecat la drum. Îmi place cromatica, deci când ai lemn deschis cu piele de orice culoare, doar să nu fie neagră și nici foarte deschisă ca să se murdărească ușor. Oricum, la o mașină de genul ăsta trebuie să-i faci un tratament de piele. Și remarcă totuși că nu există transfer de culoare de pe hainele. Nu. La alea albe mai există, dar la astea nu. La albe, eu cred că denumirea de la BMW este Oyster. Oyster, da. Ceasurile astea frumoase, rău. O urmă de clasic în ele. Uh-huh. Cât a mai fost posibil, știi? Până când clienții, vrem digital, și atunci producătorul spune, ok, îți dăm 3 modele și la facelift îți mai dăm încă 2, când putem să-ți dăm pe toate 5 de la început, știi? Da. Dar trebuie să venim cu ceva diferit, să rupem gura târgului și, într-un fel, producătorii s-au prins cam târziu de... cum să zic eu, fără să jignesc, nivelul, coeficientul de inteligență al cumpărătorului, că e și o zicală, dacă în anii 70 producătorul spunea cum să reglezi tacheții, acum spune să nu bei antigelul. Să nu bei antigelul. Păi dacă au fost niște americani care au crezut că e suc, că e Fanta. Da.
oricum seria 7 e modelul pe care îl poți și conduce și poți să stai și în spate dreapta. Categoric. S-Class parcă l-aș încadra doar stat în spate dreapta, să zic. Nu știu din ce cauză, așa dar e feeling-ul meu. Tu ce ai prefera? Să conduci mașina sau să stai în spate? Din păcate, doar să conduc. Da, și eu la fel. Nu am stare dacă stau în dreapta, dacă stau în spate. Nu neapărat că sunt genul care pun frână în locul șoferului, dar pur și simplu pentru a merge lin, pentru a merge, ajunge sigur la destinație, contează enorm să știi drumul. Uh-huh. Dacă ar fi un drum necunoscut, mi-au mai multe elemente de verificare așa, da, aderenței, a fluenței circulației, plec mai devreme, nu opresc alimentez, adică îmi fac toate chestiunile astea dinainte, am grijă să am parbrizul curat, să am lichidă spălat parbrizul și tot așa făcute preventiv înainte de plecare. Da. Și din cauza asta prefer poziția șoferului știind pe, cam pe ce să mă bazez. Dacă e să împart cu cineva această plăcere, o fac, fără niciun fel de problemă. Nu am și mers împreună în Germania, știi că da, am fost cu minte și în dreapta și la volan, nu păi stau cu gura, fă, drege. Păi stai puțin, că cât timp am fost noi în Germania, am condus doar eu. Ai condus doar tu, da, că după ce am luat eu mașina, da. Ne-am despărțit. Exact. Nu, vorbind cu, referitor și la Bogdan, știi? Da, da, da. Editorul nostru comun, pe care i l-am șutit eu lui, dar și Mihai l-a șutit la un moment dat. Păi care cu l-am... Mihai cred că a început prima oară și după aia cu tine. Da, 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 înainte de, de mine a fost cu Mihai. Da, da, e, face treabă bună, acum e la doctor. O să vadă el pe filmare chestia asta. Uite și aici cât se poate să se vadă. Da, cum se mănâncă plasticile astea la BMW. Ce-i drept, contează mai mult partea tehnică mecanică la o astfel de mașină, o astfel de limuzină cu motor mare complicat, un motor care se știe că a avut câteva bube. Iar în fața avem ceva ce scrie, dar nu știu, sunt sigur dacă e ABT AS5, adică este stilul. Adică ci literele sunt în stilul respectiv, dar nu e fontul care trebuie. De fapt, noi nici mărimea nu... Da, par un pic așa, o luate. Dar oricum, are două țevi. Sunt curios dacă e, după țevi pare diesel, adică... Și... greșeala mea este că... Ia uite. Nu te lăsai, da. Nu ți arătai o scurtătură ca să ajungem înapoi. Și uite și un E38. E o scurtătură ca să evităm traficul ăsta, prin zona asta. Când mergi, facem clipul tău, o să-ți arăt acea scurtătură. Același stil la BMW, către șofer, uh-huh, preponderent, șofer, îți creează așa o stare de superioritate când ai totul la îndemână și către tine, da, nu către ceilalți pasageri. Sunt curios dacă mai, nu știu, mai atrage admirația celorlalți participanți la trafic cu o mașină de genul ăsta, știi? Pentru că din afară nu multă lume vede ce ai interior, știi, piele, lemn, bordul ăla frumos. Românii apreciază mașinile mari, cât mai mare, cât mai mare. Nu are, era portat la nevoi. Uh-huh. Pentru că, de exemplu, Talismanul în Europa n-a făcut furori. Da. Nici măcar nu mai fabrică, dacă nu mă înșel. Nu se mai fabrică, nu. Dar în România, românii vor Talisman. Da. De ce? Că e mare. Că e mare, Passat, că e mare, super. Exact, că e mare, păi Passatul nu-l mai fabrică și atunci da, bad move pentru Renault, că puteau să... Profite, nu da, nu luau ei cine știe ce, dar... Da, dar toată lumea vrea SUV-uri. Toată lumea vrea SUV-uri, SUV-ulețe. Mă așteptam totuși să audă motorul un pic mai tare, dar văd că BMW a mers tare pe cartea eficienței, confortului, luxului, știi? Bine, că dacă îi pui o evacuare la drăcia asta... Da, da, e în antagonism cu scopul pentru care a fost produsă, că nu-ți luai active hybrid ca să-ți pui o evacuare, da, știi? Îți da, luai o benzină simplă, benzină pentru că și greutatea aici bateriei, uh-huh, te trage în jos și atunci de ce să faci o... E, bateria, știi că nu e chiar așa de grea, motor electric, bateria, adică e cu cam cu 100 de kg, 150 mai grea decât un 750 normal, știi? Mai are câteva ranforțări la baterie care e mai... Da, 150 de kg înseamnă șofer și un plin. Da. Care totuși cântăresc. Cântăresc, da. Adică noi românii, da, îmi pun jante, îmi pun anvelope, îmi pun
E, vezi, pe frânare o simți un pic grea. Grea, da. Și plătește tribut faptului că pe spate are perne, pe față suspensie normală, pentru că s-a lăsat de bot, nu neapărat doar datorită greutății, că dacă era cu perne pe față, compensau cumva sistemul de suspensie. Dacă nu mă înșel, asta are frâne pe spate un pic mai mari decât are un șeptar normal, știi? Are 374 mm în față, 374 mm în spate. Eu le văd și sunt imense. Da, oricum, sunt imense. Și față și spate și cu toate că etrierii au fost vopsiți, nu e o culoare țipătoare, nu atrage din prima. Da. Are discuri destul de păricele. Uite Duster-ul, bă, cine spune-mă că Duster-ul... Ia, mergi mai încet ca să poți să trag cadrul ăsta. Cine spune-mă că Duster-ul din mașină bună, bă, ia uite, bă. Care Duster-ul casa? Faci casă cu Duster-ul. Aia, da. Dar văzut și că... Nu știu dacă s-a văzut pe cameră, dar era un pic lăsată mașina, știi? Era un fel de Sandero Stepă, nu mai era Duster. Da, dar nici omul ăla nu cred că avea sub 100 de kg de șoferul și pasagerul dreapta față nu era nici el slăbuț și mai avea o persoană în spate, nu știu dacă, nu cumva două. Da. Și plus bagaj, plus canapeaua, plus bagajele din portbagaj. Da. Ai văzut poziția românului? Da, lăsat pe spate, mai față. Următoare. Doamne, nu înțeleg. Priviți-l pe Titi Aur, aici? Da. Priviți-l pe Titi Aur. Mi-a fost așa... Cumva am avut sentimente contrare când îi tot spuneam lui Bogdan la început, Bogdane, nu condu de pe spate. Da. Condu nu știu ce și surpriză după aia, a, păi am făcut cursuri cu cei de la BMW, Defensive Driving. Și păi când îți spuneam eu poziția corectă, nu mai ascult, dar trebuie să vină altul să spună. Spune, normal că dacă e îmbrăcat într-o geacă pe care scrie BMW, o să-l crezi, nu pe mine. El e fan BMW, el fiind fan BMW. Da. Bă, ce să mai, o mașină... Asta e una dintre, ăsta e cred că cel mai rar șeptar din generația asta. Deci cred că găsești mai multe 760-uri decât Active Hybrid-uri, pentru că s-au făcut 2010-2012 și după 2012 au renunțat la V8 hibrid și au pus 3.0. Știi? Trebuie să mai facem poza de thumbnail. Poza de thumbnail cu fața încolo. Deci ia să vedem cât de ușor este să întorci o astfel de mașină, ia să vedem. Uite, camere tot. Bă, pentru anii ăia. Știi cum facem? O întoarcem acolo unde am văzut că era ăsta, cum îi zice... Asfalt? Nu era asfalt, era la nivel. Era la nivel. Păi da, dar proprietarul a întors-o de mai multe mișturi. Știu. Dar eu nu vreau să uzez casa de direcție suplimentar. Uh-huh. Când pot evita acest lucru. Da, la astea și rezoluția, uite, rezoluția e ok. Nu era, adică... Pentru anii ăia... Vezi Renault ăsta Clio nou, modelul facelift de la Mio? Da, ăsta. Cream că vrei să-l feresc. Nu, ferește-l, n-are rezoluție așa bună la cameră. Și e 2024 mașina, 2023, mă rog. Model 2024, model year 2024. Deci pe marșarier e silent. Asta era. Ia să vedem, da, e la nivel. E, când pleci de pe loc, pleci că nu vreau să o bag în nămol. Nu vreau să o bag în nămol, am altă dambla. Ai întoarce așa. Deci dispare o dungă, vezi? Când începi să virezi, dispare o dungă. Așa când ai mașina centrată cu roțile drepte, ai o dungă stânga și o dungă dreapta ca să vezi cât de mult poți să duci în stânga și în dreapta. Interesant. Plus senzor de parcare, camerele laterale. Op. Și asta mașina are camere doar față lateral, n-are cameră frontală. Singura cameră frontală a mașinii e night vision, da. Cea night vision. Plus e da display plus de toate. Da. Deci, în afară de un CarPlay, mașina asta nu este outdated așa. Și climatizarea e destul de liniștită, dar adevărat, dacă îi dai pe maxim, începe să se audă puțin, știi? Că are ceva prins pe acolo, o frunză. Deci că e turbină. Da. Acum poți să o pui, pune-o la 45 de grade sau cum o fi, în ce direcție vrei tu, cu fața încolo. Hop. Bă, dar nu troscăne, nu troncăne, nu nimic, știi? Și când o vede lumea zicea, știi, că ai încă un diesel. Sărită. Încă un, nu, da. Știi, vede vopseaua sărită pe acolo, vede una alta. Stai puțin, hai să ne luăm la revedere. Gata. Nu judecați o carte după coperți. Da. Întotdeauna. Ia uite la valiera mea. Uite, vezi ce înseamnă să nu mai filmezi de câteva zile?
nu mai aveam lavaliera. Bun, cam asta a fost episodul nostru, nu știu, de anul nou, nu știu când o să-l pună Bogdan. Bavare Zolten. Bogdan editează mai repede pe ăsta, dar deja l-a editat dacă ai ajuns în partea asta. Da. Bavarezo Oltean, cu două BMW-uri, unul pe canalul meu, unul pe canalul lui Daniel, nu știu când o să apară pe canalul lui Daniel, dar îi mulțumesc că a venit de la București, îi mulțumesc că a filmat cu mine, eu vă mulțumesc că vă uitați la acest canal, evident un subscribe, un coment, un like, un share ne ajută pe toți, ca să avem un 2024 mai bun. Cel puțin la fel ca acesta. Doamne ajută să fie la fel ca acesta. Ceau, vă pupăm, pa, pa!